Mâncarea din Evul Mediu nu era foarte sănătoasă, iar dacă vă imaginați cavaleri mâncând fast food modern, nu sunteți departe de adevăr. În loc de un Big Mac, aceștia ar fi ales o plăcintă cu carne, iar în loc de un desert, precum un baton de ciocolată, ar fi preferat o prăjitură medievală. Totuși, cavalerii nu mergeau călare la restaurante de tip drive-thru medievale. În realitate, acest tip de junk food era destinat în principal celor mai săraci oameni și călătorilor. Dieta obișnuită în Evul Mediu includea multă pâine, legume și carne. Versiunea fast food a acestor alimente era gândită pentru a putea fi consumată pe fugă. De exemplu, oamenii își duceau carnea la brutari, care o înfășurau în aluat și o coceau. Pentru cei care aveau poftă de ceva dulce, turta dulce și vafele erau alegeri comune. Cu toate astea, mâncarea de tip junk food din Evul Mediu nu era întotdeauna gustoasă. Pe străzi se vindeau frecvent mâncare stricată și plăcinte cu carne alterată care erau destul de neplăcute. Așadar, iată cum era mâncarea de tip fast food în Evul Mediu. Echivalentul drive-thru-urilor. În secolul XII, William Fitzerfan se minuna de o bucătărie din Londra. Acolo se găsesc produse alimentare în fiecare zi în funcție de sezon. Clienții, inclusiv turiștii și londonezii, luau ceea ce doreau de la magazin și de obicei aduceau acasă, versiunea medievală a mâncării la pachet. Practic, fast food-ul era popular în Europa medievală. Mulți nu își puteau permite ustensilele de gătit și combustibilul necesar pentru a găti acasă, așa că vizitau atelierele de gătit sau cumpărau alte alimente stradale. Lângă Tamisa, în Londra, magazinele deschise non-stop ofereau plăcinte cu carne, clătite, pâine și dulciuri. Aceste ateliere de gătit funcționau ca niște drive-thru-uri medievale unde clienții mergeau să cumpere mâncare caldă pregătită. Plăcintele cu carne erau Big Mac-ul medieval. Sursele istorice arată că oamenii cumpărau plăcinte cu carne și paste pe stradă, calde și gata de consum. Ca versiune medievală a Big Mac-ului, plăcintele cu carne erau sățioase și portabile. Dar clienții medievali trebuiau să fie atenți la carnea stricată din mâncarea lor fast food. O sursă din secolul al XIII-lea din Norwich raportează că bucătarii foloseau carne de porc bolnavă și o serveau clienților. De asemenea, magazinele de plăcinte cu carne încălzeau uneori plăcinte stricate care erau vechi de câteva zile în loc să le irosească. Carnea insuficient de gătită era de asemenea o problemă majoră. Bucătarii și-au câștigat în cele din urmă o reputație proastă pentru că puneau carne stricată sau alterată în plăcintele lor. O zicală medievală spunea că Dumnezeu trimite carnea, dar diavolul trimite bucătarii. Mierea era mai răspândită decât zahărul. Zahărul a fost scump în cea mai mare parte a perioadei medievale, ceea ce îl făcea inaccesibil pentru majoritatea oamenilor. În loc să folosească zahăr, multe rețete de dulciuri se bazau pe miere. De exemplu, o rețetă din Anglia pentru frigărui includea aluat prăjit umplut cu migdale și ghimbir, apoi stropit cu miere. O altă rețetă propunea frigărui cu miere și ierburi aromatice. Turta dulce era un alt desert popular în acea perioadă care folosea tot mierea ca îndulcitor. Într-o rețetă de turtă dulce, bucătarul clarifica mai întâi mierea, apoi amesteca miez de pâine în miere și o lăsa să fiarbă. Condimentele precum ghimbirul, cuișoarele și piperul îi dădeau turtei dulce un gust intens și aromat. Bolurile de pâine adăugau carbohidrați delicioși. Pâinea era unul din cele mai comune alimente pe care europenii îl cumpărau din magazine în loc să-l prepare acasă. În 41% din gospodăriile urbane, oamenii nu dețineau propriile cereale, așa că își cumpărau pâinea de la brutari. Pe lângă pâine, oamenii puteau achiziționa și mâncare caldă, gata de consum, cum ar fi plăcinte cu carne, așa cum am menționat. De asemenea, clienții își puteau aduce propria carne la brutărie și cereau brutarului să o înfășoare în aluat și să o coacă. În 1350, Londra a adoptat chiar și o lege care limita prețul pe care brutarii îl puteau cere pentru acest serviciu la un penny. Europenii medievali au fost și pionierii bolului de pâine, cunoscut și atunci ca tranșee. Supele și tocănițele erau adesea servite într-un bol de pâine pentru a face masa mai consistentă. Londonezii săraci cumpărau mâncare la pachet. În toată Europa, cei săraci erau cei mai predispuși să viziteze bucătăriile publice, echivalentul medieval al unui fast food drive-in. În Londra, oamenii vizitau bucătării din apropierea Tamisei care deserveau călătorii și comercianții și din cartiere sărace. În aceste cartiere, oamenii se înghesuiau în locuințe cu chirie care adesea nu aveau vatră, ceea ce înseamnă că nu puteau găti acasă. În schimb, oamenii mergeau la bucătării și cumpărau mâncare la pachet. Atelierele de gătit nu erau doar un fenomen european. În Ierusalimul secolului XII, locuitorii au numit o zonă strada gătitului rău din cauza tuturor atelierelor de gătit. Mulți europeni au apelat la alcool ca aliment. Europenilor medievali le plăcea să bea, iar postul mare nu schimba asta. În timpul postului mare și în multe alte zile de post, europenii trebuiau să se abțină de la carne. În locul acesteia, mulți mâncau pește, deoarece europenii medievali credeau că peștele se reproducea sexuat și, prin urmare, nu era de fapt carne. Alții apelau la alcool.
În jurul anului 1400, un călugăr benedictin pe nume Robert Ripon s-a plâns de toți bărbații care își înnecau durerile în timpul postului mare. În această perioadă a postului mare, când prin lege și obiceiul bisericii oamenii postesc foarte puțini, se abțineau de la consumul excesiv de alcool. Din potrivă, în evul mediu se duceau la cărcium și unii se îmbătau mai mult decât o făceau în afara postului mare. O prăjitură populară datează din evul mediu. Când venea vorba de dulciuri, europenii din evul mediu erau mai amatori de creme, prăjituri și frigărui. De fapt, prăjiturile tip funnel cake, populare azi în mai multe țări, și-au făcut a prima dată apariția ca junk food chiar în acea perioadă. Conform unei cărți de bucate medievale, englezii erau fascinați de dulciuri de tot felul. Unele rețete includeau smochine, mere și migdale ca ingrediente principale pentru prăjituri. Primele versiuni ale prăjiturilor tip funnel cake erau numite crisp, adică prăjituri prăjite acoperite cu zahăr. Ingredientele disponibile în evul mediu erau mai limitate decât astăzi, așa că europenii au devenit foarte creativi. Ei prăjeau chiar și brânză de vaci îndulcită pe care o numeau frigăruie de lapte. Pretzels au devenit un simbol gustos al norocului. Covrigii moi, cunoscuți ca pretzels, erau un deliciu popular în Europa medievală. Aceștia aveau și aprobarea bisericii, deoarece rețeta medievală de covrigi includea doar trei ingrediente simple, apă, făină și sare. În timpul postului, când biserica interzicea consumul de produse de origine animală, covrigii ofereau alternativă gustoasă. Călugării obișnuiau să ofere covrigii copiilor care recitau rugăciuni. Pe măsură ce popularitatea covrigiilor a crescut, aceștia au devenit un simbol al norocului și prosperității. Datorită legăturii lor cu biserica, covrigii au ajuns să fie considerați și un semn al sănătății spirituale. În unele regiuni, covrigii erau distribuiți și săracilor. Deserturile erau foarte importante. Ce deserturi tip junk food consumau europenii în evul mediu, conform unei cărți de bucate engleze numită Caryadox Miscellanis, oamenii adorau diverse tarte. Crusta crocantă a acestora putea fi umplută cu fructe de pădure, fructe sau ghimbir. Englezii savurau și un desert numit Cuscinoles, un fel de ravioli dulce umplut cu fructe. Alte deserturi populare includeau tarta dulce, cheesecake-ul, prăjiturile și fursecurile. Deserturile erau atât de îndrăgite încât termenul desert își are originea încă de la sfârșitul evului mediu. Pe la mijlocul secolului 16, francezii foloseau cuvântul desert pentru a desemna ultimul fel, derivat din verbul deservir, care înseamnă a elibera masa. În Bristol, strada Cook's Row era cunoscută drept centru fast-food-ului orașului. Aici clienții puteau găsi mâncare rapidă și gustoasă, inclusiv gâște, iepuri și pește. De exemplu, puteai să cumperi un pui fiert de la Cook's Row și să-l combini cu o pâine cumpărată de la brutarul din apropiere pentru a-ți face o masă completă. În Londra, așa numitele cookshop-uri vindeau diverse alimente, cum ar fi carne prăjită și friptă, plăcinte clătite și prăjituri fierbinți. Bucătăriile din Bristol aveau propriile vatre unde fierbeau carnea sau o frigeau la proțap, atrăgând clienții cu mirosurile delicioase direct pe stradă. Europenii medievali au inventat vafele. Deși vafele existau încă din Grecia antică, europenii medievali au transformat aceste prăjituri plate într-un adevărat junk food. În Grecia antică, prăjiturile numite obelios erau coapte între plăci de metal, dar nu erau dulci, cum sunt gofrele de azi. În evul mediu, Biserica Catolică producea vafe din făină și apă pe care le decora cu scene biblice. Cruciadele au adus noi arome în Europa, iar cruciații au introdus adaosuri precum scorțișoara, mierea și smântână în aluatul de vafe. În secolul 15, olandezii au inventat plăcile de vafe cu model de grilă, iar vafele au devenit o gustare populară pe străzi vândută sub numele de waffle. În secolul al 18-lea, o carte de bucate englezească a adăugat un al doilea F formând cuvântul waffle, așa cum îl cunoaștem azi. Europenii au dezvoltat un gust pentru carnea cu zahăr. Descoperirea lumii noi a făcut ca zahărul să fie mult mai ieftin și accesibil în Europa. Până în anii 1540, o rafinărie de zahăr din Londra producea deja conuri de zahăr cristalizat. Oamenii au început rapid să adauge zahăr la aproape toate alimentele, de la deserturi, cum ar fi fructele cristalizate și siropuri, până la carne, pește și legume. Această tendință de a consuma alimente mai dulci a influențat dieta europeană timp de secole. Astfel, ca o concluzie, mâncarea din evul mediu, deși îndeplinea nevoia de hrană rapidă și accesibilă, nu era lipsită de riscuri și compromisuri. De la plăcintele cu carne, care serveau ca un fel de Big Mac medieval, până la deserturi îndulcite cu miere, dieta europeană din acea perioadă reflectă atât inovația cât și constrângerile vremii. Cu toate astea, problema igienei precare și a ingredientelor de calitate scăzute era prevalentă, ceea ce a dus la dezvoltarea unei reputații mixte pentru alimentele de tip fast food din acea epocă. Așadar, obiceiurile alimentare din evul mediu ne arată o societate în care gustul și necesitatea erau adesea în conflict cu siguranța și sănătatea. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!